Un tânăr în vârstă de 23 de ani din județul Mehedinți a pierdut lupta cu virusul SARS-CoV-2. Se pare că acesta era vaccinat, însă nu cu schema completă. Astăzi, în județul Mehedinți, situația epidemiologică este următoarea. 13.357 de persoane confirmate cu COVID-19, 140 de cazuri de îmbolnăvire înregistrate în ultimele 24 de ore și 9 decese. 283 persoane se află internate, 1066 persoane se află în carantina la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 140 de persoane și au fost înregistrate 9 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 8,15, iar la Drobeta Turnul Severin avem o rată a incidenței de 11,46. În ultimele 24 de ore, în județul nostru au fost administrate 882 doze de vaccin anti-COVID-19. De la începutul campaniei de vaccinare a copiilor până în prezent au fost vaccinați 297 de copii, 187 cu prima doză, 110 cu schema completă. În ultima perioadă, numărul de persoane care doresc să se vaccineze a crescut în județul Mehedinți, fiind 4.500-5.000 de doze administrate săptămânal. Printre cele 9 decese înregistrate în ultimele 24 de ore, se numără și un tânăr în vârstă de 23 de ani din județul Mehedinți. Se pare că tânărul era vaccinat, însă nu cu schema completă și prezenta și alte comorbidități. Din cele 9 decese înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți, un deces a fost la grupa de vârstă 20-29 de ani, adică o persoană de sex masculin, vârsta 23 de ani, prezenta comorbidități și era vaccinat cu schemă incompletă de vaccinare, adică doar cu doza 1 de vaccinare. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 8,15%.